De ce oare? De ce oare doare? De ce oare ce întrebare asta? Ca și ce oare? Ce ar vrea? Aș vrea ca lumea asta să fie lumea în care voi putea să-mi trăiesc viața. Dar viața așa cum e ea, doar ea știe, doar ea e vie. Ce aș putea a simți? Ce va veni, ceea ce este, ceea ce simt, ceea ce doresc, ce-mi doresc eu mie. Poate ți se va întâmpla și ție, doar doveni, a venit, ce este. Este ca și o poveste, ea e viață, ea speranță ultima, da, s-ar putea să fie doar pentru început, ca să fie. De ce? Că ea e vie. Ea ne spune, ea ne încântă cu orice dorință a ce ne punem și ceea ce este, ce se întâmplă, oare. Doar ea știe. Aș putea să spun așa viața ca o teorie sau parodie, dar nu se poate. Ar fi să fie. Doar ea e vie. Ar fi să fie ea doar ca și cum aș fi să nu mai pot de tot să-ți descriu de la început ce era. Era într-o eră în care se întâmpla și asta, una modernă, toate au fost moderne de la început, așa credeau oamenii despre ele, pentru că și ei erau moderni. Ce putem să cerem de la niște chestii care se întâmplau atunci? Noi suntem la modă. Ai priceput? Atunci iau de la început. Ce să facem? Nu știu. Doar tu știi ce să faci cu tine. Ca să-ți fie bine. Atunci. Pentru acum. Și pentru atunci. Deci, hai. Fă-o. Până nu e prea târziu, oricum, și dacă e târziu, ce contează? Pe cine interesează? Dacă interesează pe cineva, ești dumneata, ești domnul insul, insul cineva. Ah, de-aș putea să zic eu ție ceva, ar fi cum se cumva se putea ceva. Aș face ceva pentru tine și tu pentru mine. Da, de s-ar putea. Se poate. Doar Domnul vrea. Ah.